Dragi colegi și prieteni, vă mulțumesc încă o dată pentru votul de încredere pe care mi l-ați acordat nu doar mie, Doinei Federovici. Doina Federovici, fără dumneavoastră toți, nu poate să facă mare lucru și de aceea, în numele colegilor care s-au înscris și au candidat sau care nu s-au înscris și nu au candidat, vă mulțumim. Sunt convinsă că împreună vom câștiga alegerile din această toamnă și vom continua să facem lucruri bune pentru botoșani. Pe de altă parte, să știți că sunt la fel de convinsă că ați resimțit și dumneavoastră atacurile permanente venite de la PNL pe care le-a lansat la adresa PSD. Atât în timpul campaniei electorale și mai ales după data de 9 iunie. Și am convingerea că primul impuls este de a reacționa cu aceeași monedă, de a arăta neajunsurile celorlalți, mult mai multe și mai grave, sau de a respinge toate minciunile pe care adversarii noștri politici le spun despre noi. În ce privește minciunile, vă spun și vă promit că voi reacționa de fiecare dată când în spațiul public se vor face afirmații false la adresa noastră din partea PNL sau a altor formațiuni politice. Consider că trebuie să iasă mereu adevărul la lumină, iar cetățenii trebuie să fie corect informați. Deci nu voi tolera minciunile sau neadevărurile induse prin omisiune. În același timp, vă rog, dragi colegi, să țineți cont de următorul lucru. Destinatarul comunicării noastre nu este PNL, nici domnul Iftime, nici alt adversar politic. Destinatarul comunicării noastre este întotdeauna cetățeanul, iar cetățenii așteaptă din partea noastră altceva decât scandaluri, jigniri sau invective. Cetățenii care ne dau votul așteaptă din partea noastră soluții în continuare și rezolvări la problemele care îi frământă și care le afectează traiul de zi cu zi. De aceea, oricât de mult ne-ar jigni unii adversari, oricât de mult ne-ar ataca unii sau alții, avem datoria de a căuta o cale spre un consens politic care să ne permită să construim ceva, să livrăm ceva sau să rezolvăm cât mai multe dintre problemele botoșănenilor. Oamenii nu ne-au ales ca să ne certăm la televizor sau în piața publică. Și am spus asta și domnului președinte, nou ales al Consiliului Județean. I-am spus să nu confrunte circul cu transparența. A te da în spectacol, a regiza tot felul de confruntări politice în direct, nu înseamnă nici pe departe că ești transparent. Dimpotrivă, înseamnă că joci un rol, înseamnă să disimulezi preocuparea și să mimezi un anumit comportament. I-am transmis domnului Iftime că această instituție a Consiliului Județean nu este un show șef la cuțite sau o altă emisiune de acest gen. A fi transparent înseamnă să le prezici simplu celor care te-au votat, ce ai de gând să faci pentru ei și ce decizii iei în acest sens. I-am propus domnului președinte ales să vină cu soluții, pentru că le-a cerut. A spus că vrea imediat, până luna octombrie, să-și pună planul în aplicare. Am cerut soluțiile. Nu le-am cerut pentru mine, ci pentru a-l sprijini să le implementeze mai repede, de îndată, să nu mai piardă timpul. Dar domnul președinte, nou ales al Consiliului Județean, a venit la instituția Consiliului Județean, care după privirea domniei sale nu prea i-a plăcut, dar acesta este un alt aspect, a venit ca vânătorul fără pușcă la vânătoare. Nu a venit nici cu lista de soluții pe care în campania electorală susținea că o are, dar nu a fost în stare nici să le prezinte măcar verbal aceste soluții. Asta înseamnă ori lipsă de soluții, ori lipsă de transparență, pentru că altă variantă nu există. Vă asigur însă că cetățenii sunt inteligenți și sesizează aceste lucruri.
văd, judecă și fac diferența și se vor exprima la următoarele alegeri. Știți bine că în mai multe rânduri am fost tratată de președintele ales al CJ într-un mod nedemn, care nu îi face cinste. Mi-ar fi fost la îndemână să-i răspund în același mod, dar ar fi fost dezonorant pentru mine. Și sunt conștientă că de partea cealaltă a ecranului, al televizorului, al monitorului de la calculator sau al telefonului, se află mereu oameni, alegătorii noștri, care detestă să-i vadă pe politicieni certându-se la televizor. De aceea am căutat mereu să trec peste atacuri și să caut de fiecare dată o cale de reconciliere care să ne pună pe poziții constructive față de toți cetățenii județului Botoșani. Noul președinte ales m-a refuzat până acum, dar așa cum v-am spus, oamenii ne văd, ne judecă, fac diferența și vor vota în consecință la alegerile care vor urma. Să știți că această atitudine nu este un semn de slăbiciune, cum poate părea la prima vedere. Dacă nu înjuri și tu, nu înseamnă că ești mai slab decât cel care te înjură, ci că ești mai civilizat decât acesta. Dacă nu jignești și tu, nu înseamnă că ai pierdut confruntarea, ci că ești mai înțelept decât interlocutorul tău. Dacă nu te dai și tu în spectacol, nu înseamnă că ești mai reținut, ci că ești mai calculat. Și vă spun din nou, oamenii fac diferența. De asemenea, dragi colegi, n-aș vrea să credeți că dacă promovez acest comportament, resping competiția politică, sub nicio formă. În opinia mea, orice competiție este bună, pentru că ne determină să fim mai eficienți, să căutăm soluții mai bune, care pot fi implementate mai repede și care costă mai puțin. Dar să nu confundăm competiția politică cu lipsa de eleganță. Competiția în politică înseamnă să fii mai convingător în fața cetățenilor că poți exercita mai bine funcția publică pentru care ai candidat sau urmează să candidezi. Iar în această privință, PSD este imbatabil. Lista realizărilor noastre pe plan local, la Consiliul Județean sau la Guvern, este foarte consistentă și cu mult mai lungă față de listele cu soluții ale adversarilor noștri, pe care nu prea le vede și nu le știe nimeni. Dragi colegi, uniți am dezvoltat județul nostru, uniți am câștigat alegerile în administrațiile locale, uniți continuăm munca, uniți vom câștiga alegerile parlamentare și prezidențiale. O unitate pentru oameni, pentru toți cei care ne-au dat puterea de a face. Dragii mei colegi, parlamentari, primari, noi și cei deja consacrați cu multă experiență, viceprimari, consilieri, membri și simpli susținători, vă spun doar atât. Noi suntem PSD, echipa faptelor, nu a vorbelor. Spor la muncă, așa să ne ajute Bunul Dumnezeu!